Bun găsit tuturor! Invitatul nostru de astăzi este Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, și vom discuta astăzi despre raportul Curții de Conturi, care a generat dezbateri foarte aprinse în Parlament. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Bine v-am găsit! Domnule Ceban, ce a nemulțumit atât de mult deputații? Eu doar pot presupune. Eu cred că creșterea fulminantă a prețurilor și inflația, respectiv, deputații simt această presiune asupra lor și asupra, din partea alegătorilor, și caută, cercă, sau acest lucru îi determină să caute vinovații. S-a adoptat o hotărâre în care sunt mai multe recomandări și decizii. Cum vedeți aceste decizii? Per general vă întreb, după care o să discutăm pe câteva puncte mai importante separat. În general, eu consider că sunt depuse multe eforturi în direcții incorrecte, dar dacă direcția nu este corectă, nici nu mai contează eforturile depuse. Ce aveți în vedere direcții incorrecte? Eu cred că a fost o pistă greșită prin mai multe considerente. Și chiar în, deja, dacă intrând în detalii, chiar în raportul Curții de Conturi nu a fost foarte evidențiat foarte multe lucruri la care deputații au oprit foarte mult și au speculat. Haideți dar să discutăm pe subiecte concrete care s-au reflectat și în raport și s-au discutat și în Parlament. Datoriile de 700 de milioane de dolari este cel mai sensibil subiect care toți discută și au fost puse auditului, înțeleg. Curtea de Conturi a verificat și aceste datorii, nu doar întreaga activitate a Moldova Gaz. Acest audit care a fost realizat de Curtea de Conturi legiferează aceste datorii sau nu? Obiectul auditului Curții de Conturi nu a fost nemijlocit fixarea sau confirmarea sumei de datorii, pentru că aceste datorii sunt confirmate în COSEF din datele din contabilitate. Eu aș spune, în general, problema cu aceste datorii și reflexia acestor datorii în actul Curții de Conturi, ca și în alte documente care au fost înainte semnat în COSEF la nivel de guvern. Și, în general, problema acestor datorii este o reflecție a unui proces de, aș spune, reglementare ineficientă a pieței energetice. Deci, și inclusiv din cauza problemelor regulatorii, din cauza că regulatorul, în momentele când trebuia să fie mai decisiv și mai competent și mai rapid să acționeze la anumite schimbări, atunci nu am fi ajuns la o situație financiară așa de precară cum avem astăzi. Vorba de datorii. Pentru că eu consider că este o reflecție, nu a funcționat procesul de reglementare așa cum trebuie să fie ca să funcționeze o entitate, pentru că noi suntem o reflecție a întregului sector energetic. Noastră vreți să spuneți că aceste datorii s-au acumulat din deficiența de casă în diferite perioade și da, nu s-a intervenit da. Prompt și corect da. Din partea celor care trebuiau să majoreze tariful. Da, și asta aici înțeleg. Pot vorbi foarte mult din istorie. Bun, cine se face vinovat? Nu, este, nu-i vorbesc de cine e vinovat și nu căutăm vinovați. Eu vorbesc despre un sistem care n-a funcționat corect și a funcționat sub influența politică. Și acum și acest nu vorba doar sistem de sectorul energetic. Nu e la fel? Nu, acum, la moment, deja suntem țara, partea membră a diferitor tratate, inclusiv ce țin de acord de asociere, suntem membru a tratatului Comunității Energetice, suntem sub vizorul inclusiv a partenerilor de dezvoltare, cum este Secretariatul Comunității Energetice, Uniunea Europeană, FMI, Banca Mondială. La moment, acești parteneri sunt cu ochii foarte, așa,
Atent. atenți la problemele care există în sector. Oricum, 700 de milioane de dolari, asta e o sumă enormă. Gazprom tace, în fine, aceste datorii tot apar în discuții când se renegociază contractul, de regulă. Nu avem în fiecare lună avertizări că nu vă achitați datoriile istorice. Deși aveam avertizări, dacă nu o să achitați avansul, o să tăiem gazul, o să oprim livrările și tot așa. De ce Gazprom nu a făcut avertizări sau nu a oprit chiar livrările de gaz pentru Moldova, având o asemenea sumă datorie? Eu n-aș spune că... Nu că ar trebui, Gazprom, de atitudine diferită. Da, da, eu cred că voi răspunde, voi încerca să răspund la această întrebare, dar eu nu sunt adeptul că Gazprom niciodată n-a ridicat problema acestor datorii sau problema achitărilor plăților curente. Această problemă a existat permanent și a fost în vizorul atât organelor de conducere Moldova Gaz, cât și guvernului respectiv prin aceste protocoale a comisiilor mixte moldo-ruse, despre care am menționat și inclusiv în studioul aici, care a fixat permanent pe parcursul acestor ani această problematică a datoriilor. Eu consider că totuși în 2021 posibil s-a schimbat o atitudine din partea Gazpromului față de noi, față de tot Moldova Gaz, față de posibil și față de țară, față de ca partener. Eu așa pot presupune că asta a influențat și respectiv ei au fost nevoiți, nu știu din ce construiect, posibil și politic, ca să ceară inclusiv achitarea în primul rând a plăților curente și să ceară prezentarea unui program, grafic de achitare a celor datorii istorice care au fost acumulate. Aceste datorii până la urmă rămân responsabilitatea Moldova Gaz, indiferent că ele au fost acumulate în diferite perioade și la guvernare atunci erau diferiți actori politici. Acești bani există ca și datorie și sunt în responsabilitatea companiei pe care dumneavoastră o conduceți. Am auzit anterior o declarație a dumneavoastră despre un eventual faliment a companiei dacă aceste datorii nu vor fi reeșalonate, achitate sau rezolvată această problemă. Aceasta ar fi o soluție viabilă pentru țara noastră și în general pentru economii? Eu aș dori ca problema aceasta cu datoriile și în general problematica falimentării companiei sau lichidării companiei Moldova Gaz să fie abordată din punct de vedere mai mult profesional și tehnic și fără emoții, pentru că mențiunea respectivă privind posibilă lichidare, așa cum prevede inclusiv legea, dar dacă nu este o decizie a acționarilor în acest sens, cred că nu poate fi valorificată această decizie, dar consider că noi nu vom, ca țară și respectiv ca sector energetic vorbesc, nu vom avea de câștigat din lichidarea companiei, pentru că în cazul acesta creditorul de bază care este la moment Gazprom va prelua gestiunea companiei mai departe și va prelua procesul de lichidare. Eu nu cred că acest lucru este dorit de către acționari și de către creditorul principal Gazprom. Asta este părerea mea, plus eu pot confirma un lucru, că anul trecut, la data 31 mai 2022, întrebarea privind lichidarea societății a fost pusă în discuție și a fost pusă la vot în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor companiei și acționarii au votat prin majoritatea voturilor a votat împotriva. Deci deja acționariul a expus în cadrul adunării că nu sunt de acord cu lichidarea companiei și trebuie de găsit alte soluții de depășire a acestei situații financiare. Dar există o posibilitate de a lichida o companie chiar dacă acționarii sunt împotriva? Nu, spre exemplu, inițierea unei proceduri de falimentare. Încă o dată vă spun, este problema nu din acționar, problema în creditori. Creditorul de bază este Gazprom. Dacă creditorul de bază nu-și dorește să fie falimentat compania, debitor, dorește alte metode de a soluționa problema datoriilor, respectiv și cred că acționarii nu vor fi împotriva acestei soluții mai mult bazate pe un dialog și pe găsirea unor soluții de optime de soluționare problematicii datoriilor.
Deci atât timp cât Gazprom nu vorbește despre o dorință de a lichida sau reforma, ca să deja cuvântul ăsta peste tot intră, nu putem să vorbim că un acționar minoritar ar putea efectua o astfel de procedură. Nu e posibil. Acționar poate și are dreptul, dar trebuie să întrebe și în caz dacă are loc decizia sau subiectul este examinat în cadrul instanței, atunci instanța trebuie să întrebe și pe ceilalți acționari. Logic. Dar ce înseamnă evaluarea membrilor Consiliului de Administrație și a Consiliului de Observatori? Veți trece un fel de vetting și în cadrul organizației sau din decizia Parlamentului? Asta am văzut că se va organiza evaluarea membrilor, presupun că și a dumneavoastră, dacă sunteți președintele Consiliului de Administrație. Este un moment, chiar nu vreau să intru în detalii, dar este un moment care eu cred că tot trebuie de clarificat și foarte important. Noi nu suntem iată, eu reprezint astăzi compania Moldova Gas. Eu nu reprezint guvernul, nu reprezint Gazprom. Asta Să fie foarte clar. reiese din funcțiile mele și reiese din lege. Nu că vedem ceva în acest lucru a spus, dar acest lucru spune lege. La etapa când se propun candidații pentru a fi votați de către Consiliul de Observatori în calitate de membru Consiliului de Administrație, atunci dreptul de a propune are guvernul conform statutului. Fix așa, acest drept este cuvenit Gazpromului. Odată intrând sau, zicem, activând deja în companie, în calitate de președinte al Consiliului sau membru Consiliului de Administrație, deja eu reprezint compania, eu nu reprezint guvernul, eu nu înțeleg ce fel de evaluare a activității mele trebuie să aibă loc. Dar cine ar putea să efectueze o astfel de Consiliul evaluare? de În general, e observatori, Consiliul posibil de așa? observatori, Da, dar și Consiliul de pe cei din observatori, Consiliul de Observatori ar urma să-i verifice cineva. sunt organele colegiale. Este organ colegial, organ executiv, cum este Consiliul de Administrație, cum este în Nu. Rusă Правление, și este Consiliul de Observatori, Наблюдательный Совет, cum este la noi în Rusă, în statut scris. Pe Consiliul de Observatori o evaluează și, respectiv, dacă activitatea lor nu este satisfăcută, unicul organ care poate lua decizia de eliberare sau de evaluare sau alt gen de acțiuni este adunarea generală a acționarilor. Păi Ce ține de asta se Consiliul de întâmplă Administrație acum, dar și potrivit deciziei Parlamentului, eu presupun că se refereau la ceva independent. Vor crea o comisie? E posibil așa ceva în general? Această propunere sau această prevedere nu se încadrează în cadrul legal. Acest lucru pot spune. Am înțeles. Așa, dacă deschis spunând, în cadrul legal nu prevede așa ceva. Deci nu este Nu este reglementat. Nici, reglementat deci pentru nu că vă imaginați nici dumneavoastră cum ar putea să este aibă loc această depășirea procedură. atribuțiilor și va fi depășirea atribuțiilor bazându-se pe legea cu privire la societăți pe acțiuni și codul civil. Am înțeles. Foarte des Moldova Gaz este acuzată de furt, că se fură gaze, că se bagă aer, că se bagă alte gaze, că nu știu ce și toate aceste pierderi sunt incluse, se reflectă în tarif ca și pierderi. Dumneavoastră ne-ați explicat că nu există astfel de posibilități să scoți gaz, să pui altceva, pentru că se creează situații de risc foarte mari și dar totuși există aceste pierderi. Puteți să ne explicați unde se pierde gazul din rețele? Eu sunt adeptul ca fiecare persoană, orice persoană trebuie să răspundă pentru activitățile, acțiunile sale, conform competențelor și conform mandatului. Și în caz dacă sunt făcute careva sau sunt cazuri când cineva fură într-o companie, și nu are importanță ce această companie este a noastră sau altă companie, deci trebuie să noi adresăm sau trebuie să adresăm la organele competente. Lucru care și-am făcut anterior, când chiar am venit în 2019, în calitate de președinte Consiliului de Administrație, am început activitatea. Despre lucrul acesta cred că tot vom discuta. Dar organele competente trebuie să se ocupe cu aceste cazuri dacă sunt demonstrate. Ce ține de activitatea noastră, noi respectăm legea și actele normative și suntem întreprindere reglementată.
Când vorbim despre întreprindere reglementată pe piața energetică, în cazul acesta gaz natural, pot spune un lucru, că partea de pierderi tehnologice sau tehnice care au loc în rețele, în mod natural, pentru că noi aplicăm practicile în activitatea noastră, țin de pierderi și normative sau calculul acestor pierderi sunt bazate pe practici având la bază tot procesul tehnic și tehnologic de transport, distribuție gaze, cât și partea științifică. Și pot să vă spun că ce țin de partea pierderilor tehnologice în rețele, noi stăm mult mai bine decât colegii noștri chiar din țările Uniunii Europene. Deci eu consider că partea ce ține de pierderi tehnologice despre care am vorbit și care sunt introduse în calculul tarifelor, pentru că aceste pierderi au loc indiferent se consumă gaz sau nu se consumă, pentru că este gaz în rețea, sunt scurgeri, așa cum se întâmplă în cadrul transportului și distribuției energiei electrice, fix așa, și ține de exemplu apă și canalizare. E vorba de utilități. Peste tot există pierderi. Nu pot fi, așa e fizic. Și acest lucru tot trebuie să fie abordat în mod profesionist. La acest capitol am prezentat foarte multe documente, dovezi, calculele și eu cred că deja la etapa actuală subiectul este în vizorul atât regulatorului, cât și Secretariatului Comitetului Energetice și metodologic, noi suntem deja conform acestor standarde care există în sector. Am înțeles. Să revenim la discuțiile din Parlament. Am aflat de la o deputată PAS care a activat anterior mandatului de deputat la o companie de asigurări că Moldova Gaz a cumpărat pentru președintele companiei, presupun că nu erați încă dumneavoastră în funcție, dar asta, mă rog, nu schimbă situația, a cumpărat un Mercedes foarte scump pentru care ar fi dat undeva 180.000 de euro. Întrebarea mea ar fi, dumneavoastră cum credeți, cât de corect este ca o companie care oferă servicii cetățenilor și cetățenii cu greu le pot achita, mai ales având în vedere tariful acum, cât de corect este să se cumpere o mașină atât de scumpă? Vorba altui deputat PAS spunea că ce, cu o Škoda nu este bine să meargă, trebuie cu un Mercedes de 180.000. Este încă un moment de clarificat. În primul rând, eu așa etic cred că nu e corect să vorbesc despre conducerea anterioară, dar eu pot răspunde despre acțiunile mele. Da, într-adevăr, a fost procurată așa mașină, dar un moment important, că costul acestui automobil, Mercedes, nu a fost de suma ce indicat de doamna deputat, de 180.000 de euro, dar a fost 68.000 euro. Asta este un moment foarte important de menționat. Deci, cred că deja lăsăm la atitudinea dumnei. Ce ține de sursă, aici tot trebuie de clarificat un lucru. Compania Moldova Gas este compania privată. Nu este compania sau nu este instituția publică. Da, statul are un pachet de acțiuni în volum de 35,3%, dar acest lucru nu înseamnă că acționarii nu pot lua decizii cum să cheltuie banii. Asta este dogma care se referă la toate societățile pe acțiuni și toate companiile private. Dumneavoastră folosiți acest Mercedes? Nu, Mercedes nu este. El deja s-a vândut. În locul lui s-a cumpărat o altă mașină mult mai ieftină, dacă se referă la... Cu ce juge. Vă plimbați dumneavoastră ca președinte? Cu mașina de serviciu, ce mașină e? Este Volvo. Aha, este Volvo și foarte economă și costă mult mai ieftin. Eu vorbesc despre un lucru important ce ține de gestionarea corporativă sau ce ține de nemijlocit activitatea comercială. La noi permanent se încurcă un lucru ca, iată, dacă noi plătim tarife la Moldova Gaz, iată, Moldova Gaz nu trebuie să cheltuie banii, adică și trebuie să plătească numai pentru gaz și altceva nimic nu se cheltuie.
Și să stea în corturi. Să stea în corturi. În primul rând, compania este privat, compania este reglementată, compania are venituri proprii și acest lucru absolut normal și firesc. Și îmi pare rău că noi intrăm în zona, în discuțiile în spațiu public, intrăm în zona când se discută despre dreptul acționarilor de a lua decizie. Deci eu cred că dacă noi vrem să construim un stat de drept, unde se respectă drepturile companiilor, dreptul de proprietate, dreptul de a lua decizii în cadrul acestor companii, nu trebuie să nu uităm de limitele de interferență în activitatea comercială, operațională a companiilor. Altfel, riscăm să pierdem mai mulți investitori dacă vom discuta despre toate companiile, cum și unde cheltuie bani. Asta e opinia mea. Apropo, vreau să vă întreb, poate, dacă poate cunoașteți, cât de corect este divulgarea acestei informații pe care ai obținut-o în cadrul unui post de muncă? Nu există, mă refer la deputata PAS, care a spus că ea semnat sau a asigurat mașina Mercedesul cu casco și de acolo știa prețurile. Nu există un contract de confidențialitate în cazuri sau este o informație publică? Și mai ales că s-a anunțat o cifră greșită. Moldova Gaz nu se gândește să-și apere corectitudinea. E o întrebare bună. Eu cred că trebuie să fie adresat către compania de asigurări, care, și până la urmă, compania de asigurări răspunde față de compania Moldova Gaz pentru acest contract, nu, doamnă deputat, care a activat anterior în cadrul acestei companii. La asta și mai refeream. Deci Moldova Gaz va cere vreo explicație? Eu încă o dată nu vreau să mă întorc la un lucru foarte important. Noi încă în țara noastră avem foarte mult de învățat și foarte mult avem de să facem tot posibil ca comportamentul nostru și cultura noastră în public și respectiv ce ține de unele aspecte foarte sensibile să fie mult mai precaut. De aceea eu consider că aici nu voi răspunde și nu voi da nicio apreciere acestor declarații. O să așa cum a fost, vedem mai departe. Bun. Doar lucru, încă un moment foarte important, că eu ce trebuie cineva să, aici în studio sau în public spun sau să învăț cum se comporte. Dar niște lucruri elementare. Sunt întrebări de etică, sunt întrebări confidențiale care ies din contract. Fiecare companie de asigurare face sute, mii de contracte de casco pe an. Și nimeni nu divulgă această informație. Este dumneavoastră ați răspuns la întrebare. Mi-era pur și simplu curios dacă există contracte de confidențialitate. În primul moment, este în primul rând, costul nu-i corect, mult mai ieftin. Al doilea este divulgarea informației confidențiale. Deci aici ce putem spune? Eu așa consider că aici trebuie altfel să comportăm, cu atât mai mult în public. Totuși, aceste sume care se cheltuie pe diferite achiziții, da? Ca gen mașini, ele cumva ajung direct sau poate indirect să fie reflectate în tarife? Se trec la pierderi sau acestea sunt niște calcule separate? Unicul organ care este în drept și care reglementează piața gazelor naturale, inclusiv din punct de vedere aprobării prețurilor reglementate și tarifelor, este ANRE. Și numai ANRE poate decide care costuri pot intra și pot fi recunoscute în scopul recuperării prin tarif, adică de la consumatori, de către Moldova Gaz. În cazul acestui automobil, pot să vă spun, noi nici n-am solicitat, compania nici nu a solicitat ca această sumă să fie introdusă în tarif. Deci consumatorii nici nu au pierdut, nimic nu au pierdut din cazul acestei achiziții. Compania a procurat acest automobil din banii proprii. Tot din decizia Parlamentului, din discuțiile din Parlament, s-a vorbit despre reevaluarea activelor Moldova Gaz în raport cu Gazprom. Ce înseamnă asta? O să vă întreb și detaliat și cu suma aceea de 3,3 miliarde, dar ce înseamnă în general reevaluarea activelor? Tot ce aveți în țara noastră? Nu, ce deține compania? Și în afara țării. Și în afară, așa.
Dar ce aveți în afara țării? Noi avem, avem în afara țării numai datoriile noastre. Dacă ar rămâne acolo. Da, bună idee. Evaluarea activelor sau, în general, determinarea valorii de piață a patrimoniului de care dispune compania, orice companie, are loc periodic. Și fiecare an, dacă sunt obiectele de mică valoare sau dacă e vorba de active, cum la noi în rețele de gaze, acest lucru poate să aibă loc odată în 3-5 ani. În 2008, acționarii au decis să facă această reevaluare activelor. Adică inclusiv acelor active care au fost depuse în capital social la momentul fondării companiei. Așa. Dar deja Moldova Gas, având în proprietate la balanță, adică activele proprii, a făcut reevaluare. Așa a fost decizia. Conform standardelor naționale de contabilitate, a adus valoarea activelor la valoarea lor reală de piață. Lucru absolut firesc și normal că acționarii să cunoască care este valoarea activelor lor. Deci acest lucru a fost efectuat de către companii și eu chiar... Asta a fost ultima evaluare a activelor sau de atunci până acum s-a mai făcut? Doar la anumite elemente, capitolul de active, de exemplu, când s-a făcut revaloarea activelor pentru implementarea pachetului Energetic 3, pentru Moldova Transgas, ei tot au făcut revaluarea activelor lor. Dar nu a fost cumva total, a fost doar parțială, nu, pe nu, așa. Nu a fost. Atunci să ne spuneți ce înseamnă, dacă în 2008 s-a făcut acea evaluare majoră și totală a activelor Moldova Gas, ce înseamnă următoarea decizie sau solicitare a Parlamentului? Guvernul urmează să ceară sau să înceapă o procedură în care 3,3 miliarde de lei, da, suma aferentă reevaluării mijloacelor fixe depuse de Moldova în capitalul social al Moldova Gas. Această sumă ar urma să fie trecută drept datoria companiei pe care o conduceți către Agenția Proprietăți Publice. Despre ce este vorba? Explicați-ne. Mai era și ceva menționat la cursul valutar din 2008. Și ce ar urma să se întâmple? E complicat. De asta complicat. Vă întreb. Vă rugăm pe dumneavoastră să ne explicați. Deloc, pentru noi e complicat că nu cunoaștem detalii. Pot să vă dau un exemplu foarte simplu. În 99, când s-a creat compania, aici, înainte de a da exemplu, spun un lucru, că orice revaluare a activelor de care face compania, de rezultat acestei reevaluări, profită toți acționarii. Acest lucru este important și fix în standardele internaționale de audit și în standardele internaționale de raportare financiară, fix acest lucru este. Acum, ce înseamnă acest lucru? În 99, guvernul a venit cu anumite active, valoarea căror a fost 1.330 de milioane. Așa. Și Gazprom a cedat sau a convertit o parte din datorii în acțiuni. Acum trece perioada de 8 ani, mai mult de 8 ani, 9 ani. În 2008, aceste gazoducte care au fost transmise de către guvern în capital și deja sunt drept de proprietate a Moldova Gas, așa spune legea, compania face reevaluare. În mod normal, dacă crește valoare, de exemplu, acest ele pix s-au scumpit, a fost evident 1 leu și acum este 5 lei. Așa. Diferența 4 lei. Deci înseamnă că 4 lei are loc capitalizarea companiei. Mm-hmm. Compania crește în valoare. Deci valoarea companiei crește. Înseamnă că cei acționari care dețin acțiuni, în mod normal, valoarea acțiunilor lor tot crește proporțional creșterii acestei valori a activelor și proporțional cota cât îi dețin. Asta are loc. Acum, așa cum prevede, apropo, în raport Curții de Conturi, acest lucru expres nu este prevăzut. Aici trebuie de menționat un lucru foarte important. În raport acest lucru și recomandare nu este făcută anume în acest sens. Acum, cum este iresă din hotărârea Parlamentului, de această reevaluare trebuie să profită doar un singur acționar, Agenția Proprietății Publice, adică statul.
Eu nu sunt acționar la Moldova Gas. Dar eu am experiență bogată în activitatea și gestionarea anumitor, inclusiv afaceri. Înțeleg foarte bine cum activează societățile pe acțiuni, cunosc foarte bine legea. Și am avut noroc de profesori buni, atât aici la ASEM, cât și în România, la Sibiu, la Lucian Blaga, anume pe domeniul acesta. Și vă spun un lucru, că dacă vrei să obții o cotă mai mare în capital, fără dialog cu Gazprom, vrem sau nu vrem, nu poți face acest lucru. Și de aceea orice reevaluare, orice revizuire a cotelor de participare în societate, în cazul acesta Moldova Gaz, trebuie să aibă loc în baza unui dialog, în baza unei înțelegeri cu acționarii, cu toți acționarii, inclusiv cei 1500 de acționari care țin mai puțin de 1% din capital. Bun, Moldova Gaz recunoaște această datorie de 3,3 miliarde de lei? Cum să recunoaștem dacă este contrar legii? Cum să recunoaștem? În primul rând, noi nu vedem care vor fi acțiunile. Noi vom informa guvernul, așa cum reiese din hotărârea Parlamentului, vom informa guvernul, cred că să aibă loc săptămâna viitoare, unde noi vom menționa toate aceste aspecte. Și inclusiv vom recomanda cum trebuie de acționat dacă dorim să obținem acel rezultat la care pretinde inclusiv Parlamentul. Credeți că guvernul urmărește, sau mă rog, Chișinăul urmărește astfel să-și mărească cota în cadrul companiei, deși înțeleg că fără acceptul Gazpromului nu poți să iei din acțiuni, da? Adică omului poți să-i dai cu deasela și tot nu e foarte clar nu cum. Nu poți fără acordul acționarilor, nu poți să faci nimic absolut aici, așa e legea privită. Așa. Totuși, care ar fi, credeți dumneavoastră, ce ar fi în spate? Poate după asta s-ar iniția o procedură de insolvabilitate? Da, dar pentru a iniția procedura de insolvabilitate trebuie să recunoască să fie datoria aceasta recunoscută. Eu despre asta și spun. Cum poate fi recunoscută o datorie care nu există? Nu există datorie. Noi nu suntem... Dar de unde a fost ea scoasă? Eu cred că aici, la etapă de discuție... Nici în raportul Curții de Conturi nu se reflectă nu, o asemenea nu, nu. Ei cifră. Au menționat că trebuie să fie efectuată inventarierea activelor și revaluarea lor și inclusiv să determine cotele părții guvernului sau cota partea guvernului reșind evaluarea reală a activelor la momentul fondării. Asta înseamnă că trebuie de întors, de discontat toate valoarea care a fost în 2008, a ajuns în 99 și negociat cu Gazprom, pentru că Gazprom poate spune în felul următor. Zic, ok, bine, sunt de acord, dar cunoașteți că datoria care v-am, adică noi am convertit în acțiuni, a fost, zicem, 100 de milioane de dolari în 99. Dar care este valoarea acestei datorii în 2008? Pentru că eu am venit cu bani grei. Eu am venit cu bani 100 de milioane, de exemplu, voi ați venit cu active, care este valoarea datoriei? Și dacă punem un multiplicator, cum este costul mediu ponderat al capitalului, și ajungem la sumă peste 200 de milioane, de exemplu, în 2008. Și nu uitați, în 1999, cât costă un apartament în Chișinău, un dolar? 3-5 mii de dolari? În 2008, 30-40 mii. Bun, eu asta înțeleg. Valoarea banilor în 1999 și valoarea banilor în 2008, tot alta. Și de aceea și spun că acest lucru nu poate să aibă loc fără negocieri, fără discuții în cadrul acționarilor, între ei. Da, eu am înțeles, dar e straniu de unde s-a luat așa o sumă de 3,3 miliarde, adică face diferența, să fie în Parlament. Deci e vorba doar de activele care au fost transmise de către stat, acele 1 miliard 330 de milioane, așa. Transmise în capital social în 99 și reevaluate în 2008. A, am înțeles. Deci anume... Anume partea aceasta, pentru că compania a mai avut active, mai făcut investiții, deci... a valorificat anumite investiții în perioada aceasta și respectiv are și capital propriu. Am înțeles că fără Gazprom nu putem să decidem nimic. Nu e vorba de Gazprom, nimic. E vorba de fără acționarul majoritar, principiul înțeleg. De gestionare corporativă. Bun. V-am mai întrebat în acest studio despre fortăreața în care sălășluiește Moldova Gaz, despre sediul frumos Moldova Gaz și care a strânit foarte multe discuții și foarte multe critici și pe care compania a cheltuit peste jumătate de milion de lei pentru construcție.
Întrebarea mea o să fie, având în vedere că aveți și datorii și situația nu e strălucită de fiecare dată, de unde a luat compania atâția bani ca să construiască acest sediu? Un lucru, iarăși, important de menționat. A fost decizia acționarilor, în primul rând. Și în cadrul acestei construcții, încă o dată, consumatorii, nici statul, nu au pierdut nimic absolut. Și eu explic de ce. În general, Moldova Gas sau activitatea Moldova Gas, toți banii care de unde provin de la încăsări de la consumatori. Însă, dacă luăm perioada aceasta, în special din 2016 până în 2021 sau 2016-2018, când a fost finalizată această construcție, pentru că la asta s-a referit Curtea de Conturi în raport, anume pentru perioada aceasta, vedem că aceste surse care au fost îndreptate pentru construcția clădirii nu au făcut parte din datorii. În perioada aceasta, compania a achitat tot consumul și, în plus, încă mai a achitat 59 milioane de dolari datorii istorice față de Gazprom. Deci, consumatorul nu a achitat pentru această clădire și nu acest, banii consumatorilor nu au fost, adică, considerați. N-am achitat la Gazprom, am acumulat datorii și am construit clădire. Ceea ce am auzit foarte multe speculații în spațiu public. Bun, vine altă întrebare. Decât să construiți un sediu de jumătate de milion, mai bine această jumătate de milion o transferați la Gazprom din contul acelor datorii. Stați o clipă. Încă o dată intervenim în relațiile între acționari și gestionarea corporativă a companiei. Eu consider că din construcția aceasta, personal, statul și-a câștigat și consumatorul nu a pierdut. Statul a încasat inclusiv TVA și al doilea aspect a fost efectuată o investiție capital în Chișinău. Eu consider că acolo valoarea TVA a fost de 83 de milioane cel puțin de lei din construcția integrală. Consumatorii, adică noi n-am solicitat includerea acestei investiții în tarife, consumatorul n-a plătit pentru acest lucru din tariful care el achită pentru gaz. Compania nu a acumulat datorie în perioada respectivă față de Gazprom. Și un lucru foarte important este că valoarea acestui activ astăzi, ca investiție, costă mult mai mult, mult mai scump. Care poate fi valorificată inclusiv, cum ați spus dumneavoastră, pentru achitarea datoriei. Spre exemplu, poate fi vândută la un preț mult Da, mai mare da, și da, absolut așa. corect. De ce nu? Iată, noi, în primul rând, trebuie să facem o diferențiere. Consumatorul nu a achitat, compania a utilizat banii proprii, datoriile nu au fost acumulate. Despre acest lucru nimeni nu spune nimic. Pur și simplu, dacă luăm 2016-2018, consumul de gaze a fost achitat integral, plus datoriile au fost achitate în perioada aceasta. Eu nu vreau să, într-un fel, să mă asume încă o dată răspunderea pentru ce a fost acolo în interiorul achizițiilor, dar pentru acest lucru sunt organe. Inclusiv cu vestita aceea cameră, nu puteau găsi documentele Exact asta vreau să vă întreb. și așa mai Și departe. cu camera secretă de la Dar nu este Chișinău secretă. A Gaz? luat procurorii și cei reprezentanți organelor de drept, a luat toate documentele, a pus într-o cameră, a sigilat, la nimeni nu a dat la păstrare din companie. Și dosarele încă se află acolo. Eu vreau pur și simplu să terminăm cu aceste speculații și până la urmă cu procuratura să dea concret rezultatul pe aceste dosare. Iată asta. Foarte simplu. Adică nu a existat nicio cameră în care s-a intrat și Nu, acolo au dispărut documente? cum putem intra în cameră unde e sigilat de către procuratura și poliție? Credeți că Moldova Gaz acolo stau și urmăresc cum să pătrundă într-o încăpere sigilată? Nu, Și istoria era întrebarea din altfel, că... 2015, a 2015, A, din asta a fost în 2015 2015? 2016 și 2016 au fost ridicate documente. Inclusiv în perioada aceea a fost stocate aceste documente într-o încăpere. La Chișinău Gaz. E la mine întrebare. De către Câți ani a procurori. trecut din perioada aceea?
Și acum când s-a dus Curtea de Conturi? Decât Curtea de Conturi a deschis și acolo au fost niște saci cu niște documente și reprezentanții organelor de drept, inclusiv PCCOC și poliția, INI, au pornit dosar penal sau cauză penală. Deja pe faptul, pe faptul unde au dispărut unde-s documente, da. Dosarele din camera sigilată de procurori. Da. Cu 7-8 ani în urmă. Nu, acum, când în toamnă. Sigilată care, 8 ani în urmă. Sigilată 8 ani în urmă. Când au dispărut sau nu au dispărut, noi nu cunoaștem. Nici nu știți ce a fost nici acolo. Nici nu știu ce a fost acolo. Am înțeles. Deci, întrebările despre camera secretă merge la procuratură. Da. Doar ei ar putea să știe dacă dacă în 8 ani au mai dus contul ce a rămas acolo și cine era responsabil. Bun, cu auditul Curții de Conturi, să spunem că ne-a mai clarificat, am mai făcut un pic de lumină, deși așa și n-am mai înțeles de unde s-au luat toate recomandările și ce o să se întâmple până la final, dar cred că urmează să vedem și să mai discutăm despre asta. Întrebarea este ce se aude cu auditul internațional, care era prevăzut și în protocolul contractului cu Gazprom și despre care fostul ministru Spânu ne speria că în februarie va ieși primul raport și e gata, gata pe ultima 100 de metri. Suntem în mijloc de martie. Încă n-am primit nimic, niciun raport, niciun proiect de raport. Așteptăm, noi fix așa cum și dumneavoastră, așteptăm rezultatul acestui audit din partea auditorilor care au fost angajați de către guvern. Dar nu știți în ce termen au. Eu cred că e mai au de lucru după clarificările care urmează, pentru că au multe întrebări, noi prezentăm clarificări. Despre termen nu pot să vă spun. Cred că a fost prelungit. Dar întrebarea mai bine de adresat la guvern. Apropo, despre guvern. De când am discutat cu dumneavoastră, s-a schimbat guvernul. Da. Avem un nou prim-ministru și un nou ministru responsabil. V-ați văzut cu domnul Dorin Recean între timp? Ați avut vreo discuție? Da, am fost invitat de către domnul prim-ministru și pot să vă spun doar că a fost o discuție foarte rațională, pragmatică la temă despre problemele care există în sector, inclusiv aspectele de activitate a companiei, furnizări de gaze, securitatea furnizărilor și așa mai departe. Am avut impresii bune și eu consider că am așteptări mai degrabă optimiste din activitatea acestui guvern. Așa, dar cu nou ministru al energiei, că avem și un minister nou deja, cu domnul Parlicov, vă cunoașteți? Presupun că vă cunoașteți mai din timp, pentru că dumnealui este expert în acest domeniu energeticii. Ați avut discuții cu dumnealui? Ce așteptări aveți de la nou minister? Domnul Parlicov îl cunosc personal mai mulți ani. Este o persoană potrivită la funcția respectivă, este o persoană echilibrată, foarte pragmatică, cu orientată pentru atingerea rezultatului, scopului și respectiv mă bucur că vom activa cu ministerul care este condus de domnia sa. Ce așteptări aveți? Eu, în general, salut crearea Ministerului Energetici sau Ministerul Energiei și consider că, într-adevăr, problemele care există în sector trebuie să fie abordate într-o măsură sectorială foarte proactivă. Avem și potențial. Avem foarte multe de valorificat ce ține de resursele de energie regenerabilă, vorba despre eficiență energetică, aici avem potențial enorm de dezvoltare și pe măsură, evident, companiile noastre tot vor contribui la atingerea acestor obiective care sunt trasate către minister. Desigur că am ajuns și la întrebare. Spor la muncă. La muncă, da. Sperăm și noi că vor fi rezultate mai palpabile decât le-am simțit sau nu le-am simțit de la precedentul. Nu pot să trec
peste întrebarea, ne așteaptă vreo schimbare de tarif cu schimbarea asta de guvern? O schimbare spre micșorare de tarif? Eu am menționat acest, am înțeles întrebarea. Eu am menționat acest lucru că noi vom fi primii care vom adresa cu, când va fi ocazia, cu rectificarea, cu micșorarea tarifelor, când vor fi aceste premize. Mai avem de recuperat circa la finele lunii martie, cred că vor fi 1.400.000.000 de diveri tarifare, că, deci ele sunt recuperate în proporție destul de mare, 75%, mai avem de 25% de recuperat. Și evident, când vor fi premize, vom activa cu regulatorul și vom veni la momentul potrivit cu anumite ajustări. Întrebarea este cât mai avem de consumat din acele rezerve? Ele mai sunt? Vă referiți la rezerve de gaz? Rezervele făcute în toamnă la prețul mai cât acolo ieșea, peste 1000, dar 1200, înțeleg. Și pe care noi îl consumăm acum și indiferent de ce prețuri mai sunt pe piață, noi am discutat deja despre prețuri, dar oricum avem și noi o speranță că s-a ajuns la 450 deja pe piața europeană. Cât mai există, cât gaze mai există în rezerve sau dumneavoastră nu cunoașteți? Eu nu cunosc acest lucru, trebuie la, cred că la Energo.com de adresat întrebarea, dar am înțeles că subiectul acesta este secret de stat și nu poate fi divulgat, așa am auzit. Cel nu am auzit, dar au fost declarații la nivel de Comisie Situații Excepționale. Bun, dar ce se putea de cumpărat, de făcut rezerve pentru un an înainte sau doar pentru sezonul rece? Adică sezonul rece acum se încheie. La moment, legea cum prevede, cel puțin pentru 2 luni de iarnă. Dar nu este exclus faptul că pot fi acumat rezerve pentru întreagă perioadă de încălzire. Și acest lucru este posibil deja. Vom vedea care va fi evoluția, dar faptul că prețul la bursă este 450 sau cât acolo, sau nu a fost, acum este mai scump, cum e deja peste $600. Dar a fost săptămâna trecută și 450, niște dar este recorduri de jos bătute. Nu poți cumpăra la așa prețuri cantități mari. Da, eu înțeleg că oamenii își țin marfa ca să o vândă la prețul mai mare. Prețul la bursă nu înseamnă că poți într-un moment potrivit, în aceeași zi, să cumpări 100 de milioane sau 1.000.000.000 de metri cubi la prețul respectiv. Da, altfel, speranța noastră este că putem. Foarte mici care se vând, e speranța, eu înțeleg, pentru că tendința este așa și trendul nou care vedem este, într-adevăr, prețul s-a micșorat de la $1.000 în jos și în perioada scurtă de timp. Eu cred că vor fi aceste premise, dar nu știu când concret. Și nu speculez că să dau niște așteptări scriez care greșite. Eu chiar nu vreau. Da, să sperăm măcar până la sfârșit de primăvară. Nu, pe urmă să fim iarăși criticați, judecați și așa mai departe. Bun, ați fost criticați recent pentru anunțul că începeți deconectările din cauza datoriilor. Câți datornici deconectați deja aveți? Vreau să vă spun că noi, Moldova Gaz, eu mă merg că noi executăm legea și suntem criticați că executăm legea. Ar fi corect să fim blămați că nu executăm legea. Pentru că în cazul deconectărilor activăm strict conform legii. Și în caz dacă persoanele care au acumulat datorii nu intră în categoria persoanelor care beneficiază de compensații după nivelul foarte sporit ridicat de vulnerabilitate, și suma datoriilor depășește 5.000 de lei, evident, aceste persoane sunt deconectate. Așa, dar era o lege la început de este despre această lege decembrie vorbesc. Și e adoptată ea până și lucrează. Noi lucrăm strict după legea. Dar e valabilă respectivă doar pentru familiile social vulnerabile? E valabilă pentru trei tipuri de servicii, în primul rând, vorba de gaz natural, energie termică și energie electrică. Și valabil pentru persoane social vulnerabile care au nivel foarte sporit de vulnerabilitate după categoriile astea care să le-a făcut da, așa. Da, da. Uh-huh. Și datorii de până în 5.000 de lei, înțeleg. Da, da, da. Acolo sunt cumulativ trebuie să fie îndeplinite câteva condiții. Vorba de pentru partea scadentă a datoriei, dacă este în
nu mai mult de 50% pentru cei care sunt care în categoria foarte mare de vulnerabilitate sporită și 60% mă tem că pentru cei care așa. Mai calitate, categoria mai jos. Îndepliniți legea și câți datornici sunt deconectați la moment? Lunar pot fi de la 200-300 de datornici. E procent foarte mic comparativ cu 770.000 de consumatori casnici. În acești 200-300 care se deconectează sunt consumatori casnici privați? Mai mult sector privat care este, au case și care... Care au și sobe, probabil. Probabil au și sobe, probabil au și posibilitatea de a plăti, dar nu plătesc, nu știu. Dar nu avem scop să-i deconectăm doar cu orice preț. Noi lucrăm cu consumatorii, oferim timpul. Unii achită parțial, care nu au posibilități. Dar întrebam, în mare parte sunt persoane fizice, nu juridice? Persoane fizice. Juridice acolo e foarte simplu. Acolo dacă data 25 a parvenit, nu a achitat, acolo regulament standard. Am clarificat și criticile cu deconectările. Domnule Ceban, suntem într-un an electoral. La toamnă avem alegeri locale generale. Acum am intrat deja în campanie electorală în Găgăuzia. Dacă vreți să răspundeți și puteți să răspundeți, mai ales că s-a discutat, s-a vehiculat atâta că v-ați uitat spre Găgăuzia și ați vrea să candidați, poate aveți deja un... candidat preferat pentru funcția de guvernator a Găgăuziei. Pe cine susțineți? Dumneavoastră mi-ați întrebat și alegerile locale și vă întreb mai întâi despre Găgăuzia și după asta am să vă întreb și despre locale. A făcut așa o introducere. Înțeles. Funcția de bașcan este funcția foarte importantă. Funcția care necesită anumite eforturi și în principiu, în opinia mea, este implică și anumite responsabilități foarte mari. În situația actuală care văd din Găgăuzie, doar din perspectiva mea, poate și subiectivă, dar consider că obiectiv lucrurile sunt probleme care există în adunarea populară a Găgăuziei, când foarte multe grupuri conflictuale, în relațiile cam tensionate între adunarea populară și comitetul executiv, relațiile cu Chișinău, care sunt destul de am vedere cu autoritățile administrației publice centrale, cu guvernul și alte instituții, care tot nu sunt posibil la nivelul cuvenit. De fapt, permanent au fost anumite discuții, dar a fost perioada unde era mai constructiv, perioada când era mai destructiv, tensionat. Toate aceste momente necesită o abordare foarte serioasă și foarte, cum aș spune, înțeleaptă din partea viitorului Bașcan. Avem un asemenea candidat? Vă spun că, știți cum, candidați sunt mulți. Nu totdeauna ce dorim noi să alegem este cel mai potrivit, ci alegem din meniu care există. Dar numai decât trebuie de mers la vot, acest lucru îndemn pe toți cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în Găgăuzia pentru a alege cel mai potrivit. Cel mai potrivit candidat. Dar la noi, în general, se întâmplă, nu că se întâmplă, eu sunt convins că câteodată puterea și devenind o persoană publică, deja intrând în oficiu, în birou, câteodată puterea strică. Dar eu aș spune că puterea amplifică calitățile și viciile oamenilor. Iată, eu vreau... cele mai bune calități. Corect. Eu cred că trebuie, viitorul Bașcan trebuie să nu fie populist, să nu fie egoist. Nu vreți să ne spuneți pe cine ați sprijinit. Să amplifică mai mult calitățile lui personale în beneficiul cetățenilor și regiunii și să creeze aceste relații bune atât pe intern cât și extern. Dar asta este răspunsul. Nu pot să vă spun altceva nimic.
Deci încă așteptați meniul, înțeleg. Fiecare zi sunt nouă teste. Ca să faci alegerea. Încă nu s-a finalizat perioada de înregistrare și mai, cine știe, mai sunt... Ce surprize mai apar. Da. Bun, pentru alegerile locale generale din toamnă, Moldova Gaz, dumneavoastră veți susține o parte sau alta? Cumva? În general, se implică vreodată Moldova Gaz cu sprijin în campanii? Aici este diferența. Ce este Vadim Ciuban și Moldova Gaz trebuie de diferențiat, divizat. Nu, în statele dezvoltate noi avem companii care ies public și spun noi sprijinim, iată, acest candidat, acest partid, aceste inițiative. Moldova și Gaz, susține. Eu, în primul rând, colegii mei, ca și într-o societate democratică, vor alege pe cine va dori ca candidat, vorbind despre primar sau consilii și așa mai departe, sau consilier, cum consiliile municipale locale. De aceea, Moldova Gaz este o întreprindere care reprezintă toată țara, într-un sens că avem toată palitra politică existentă și sunt susținători a diferitor partide. Și de aceea, principalul un lucru deschis pot să vă spun, noi nu vom împiedica și nu vom face agitație electorală în favoarea cuiva. Deci fiecare nu, compania nu se va implica? Nu, absolut. Fiecare va alege așa cum dorește. Principal să meargă la vot. Încă o dată. Asta e important. Dumneavoastră aveți o preferință pentru capitală, spre exemplu? Hai să ajungem la etapa aceeași. Iarăși așteptați meniul. Și vedem. Bun, domnul Ciuban. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Mulțumesc și eu. Și vă urăm succes și când aveți, sper și eu când am fost plictisitor, eu tare am vrut să cumva să aducem niște clarificări despre acest raport a Curții de Conturi și discuțiile din Parlament, pentru că într-adevăr foarte multe au rămas după cortină, inclusiv cu toate aceste sume și recomandări. Și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. De tot vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost pentru astăzi. La revedere!